Anunțul lui Teodor Meleșcanu. Vasile Marcu este în Parlament și ne spune care e atmosfera acolo. Bună ziua, Vasile! Bună ziua! Deocamdată liberalii par optimiști, sunt cu zâmbetul pe față, se salută între ei, merg în băncile celor de la USR și au discuții. Chiar Florin Câțu este în acest moment în acea zonă și discută atât cu parlamentarii de la Pro-România, dar și cu cei de la USR. Își fac fotografii și par, repet, optimiști că ar avea numărul suficient de voturi pentru quorumul de ședință și pentru votarea guvernului, ba chiar mai mult decât se gândeau ieri, pentru că spuneau ieri că vor avea cel mult 238 până în 240 de voturi. Astăzi iată că spun că la ședință vor participa peste 243 de parlamentari, ceea ce înseamnă că au mai multe voturi dinspre partidul lui Victor Ponta, de acolo de unde și se așteptau să le vină cele mai multe, să le vină cei mai mulți parlamentari voturi de susținere. Dacă ieri vorbeau despre 8 parlamentari de la Victor Ponta, astăzi deja numărul acesta a crescut. Liberalii vorbesc despre 10 parlamentari, cel puțin, care vor veni din partidul lui Victor Ponta. Vasile, care sunt acești parlamentari? Astăzi Victor Ponta susținea că negocierile s-au purtat cu Mihai Tudose, care este europarlamentar, și că Mihai Tudose, alături de un grup din Pro-România, au decis să trădeze și să participe astăzi la votul de investitură. I-am văzut pe Sorin Câmpeanu, Daniel Constantin, care sunt parlamentarii care trădează, își trădează partidul în acest moment. Sunt mai mulți, deocamdată nu îi văd decât pe cei doi, însă trebuie spus că nu doar din partidul lui Victor Ponta, mai vin voturi și de la parlamentarii nehotărâți, de la care PSD se aștepta să nu participe astăzi la ședință, și este vorba despre o parte din parlamentarii ALDE, a lui Călin Popescu-Tăriceanu, care nu au votat moțiunea de cenzură, dar iată că astăzi sunt prezenți la plen și susțin guvernul. Se vorbea despre Ștefan Băișanu că ar fi prezent, Marian Cucșa că va veni și el, Carla Tiriza va fi prezent la plen pentru a vota guvernul. Deci, iată, nu doar dintre parlamentarii lui Victor Ponta, ci și din cei care nu sunt aici afiliați unui grup politic. Da, Vasile, ce face acum Ludovic Orban? Pare că face un tur de sală și se salută cu toți parlamentarii care au venit la vot. Se îmbrățișează cu ei, de mâna cu ei. Un mesaj de încredere. A discutat ceva mai înainte și cu parlamentarii din dreapta sălii, cu cei ai lui Călin Popescu-Tăriceanu, 20 de parlamentari acolo, din care lipsește unul. Și cu cei de la USR a discutat, a strâns mâini, s-a salutat, a făcut și câteva fotografii, iar acum e la grupul său parlamentar, discută cu cei din PNL. Și mai trebuie spus un lucru, în sală am văzut intrând ceva mai devreme și pe parlamentarii UDMR, care au anunțat că vor fi prezenți la ședință, deși aseară lăsau să se înțeleagă că de ședința de astăzi a grupurilor lor reunite de la Cameră și de la Senat depinde de sprijinul pe care îl vor da guvernului. Iată că până la urmă s-au hotărât să vină la plen.